Încercarea credinței e ușor când dai de toate și nu dai de niciun rău. E ușor când nu duci lipsă să-L lauzi pe Dumnezeu. E ușor să spui la altul, să-L înveți ce este bine, însă îți vezi slăbiciunea când va fi vorba de tine. Dacă ar fi tăria în vorbe, mulți ar fi ajuns eroi, dacă n-ar fi încercarea, proba oricărui om. Vorbele sunt doar dorințe ce apar la suprafață, însă baza de tărie nu o vezi pe din afară. Căci tăria nu stă în vorbe, nici în alta teorie, ci în fapte care s-arate. Căci credința noastră e vie. Oricare ți-ar fi podoaba, dacă nu ești încercat, ești amestecat cu zgura și trebuiești prelucrat. Numai în urma încercării, Domnul spune despre tine rezultatul, calitatea care le-ai putut obține. Încercarea este proba și examenul cel mare, prin care trebuie în viață ca să treacă fiecare. Încercarea în multe feluri vine peste credincioși, dar ferice de aceia ce prin Domnul vor ieși biruitori. Dumnezeu, șmana gados mirna, va duce în ceruri numai oameni încercați, care au rămas statornici și pe Domnul l-au urmat. Și cu scopul acesta tainic, El te pune la încercare spre a-ți verifica credința. Ești destoinic de lucrare. Îți încearcă temelia și te zguduie în adânc. Vrea să-ți vadă și nădejdea și credința în Cel Sfânt. Va trebui să treci prin lipsă și prin zile fără soare, în foc să se lămurească cât reziști în încercare. Va răpi de lângă tine poate chiar pe cel mai drag și prin probe și mai grele omul este încercat. Altădată ți se pare că ești părăsit de tot, când te lasă multă vreme printre flăcări în cuptor. Dar tu în loc să ai răbdare, Doamne, ferește-ne, murmuri și strigi disperat: scapă-mă, stăpâne, tată, că-și ca și zgura ajung dacă mă mai lași. Suflet pus la încercare, suflet ce ești întristat, ce crezi? A uitat de tine stăpânul care te-a creat? Shamana Gotrabi, nu va ști El câtă vreme să te lasă încercat, câte zile
zile, câte ceasuri până când te lași lucrat. Și de n-o să ai răbdare și t-o strigi că nu mai poți. Te poate da la o parte, să aleagă altul loc. Nu te teme, Șemana Gutrabi, nu te teme că cenușe nu ai să devin foc. De va fi aur în tine, aurul rezistă în foc. Și de câte ori prin flăcări vei ajunge încercat, ca și aurul în carate, vei ajunge mai bogat. Aleluia! N-ai să te prefaci cenușe și nici gură nici de cum, ci vei deveni destoinic pentru orice lucru bun. Dumnezeu cere credință, dar credința adevărată, fixată pe temerie, nu numai la suprafață. Iată de ce încercarea e hotărât ca să vină, ca să-și facă și în tine lucrarea desăvârșită. Credința la cei trei tineri a strălucit în cuptor și a lui Daniel credință chiar în groapa aleilor. Iov este dovadă vie cât rezistă în încercare cel ce și-a zidit credința pe o temelie tare. Când Satan primi putere fără milă să-l lovească, Iov l-a înțeles pe Domnul că-i stăpân ce vrea să facă. Și răspunsul cel din urmă, Iov îl dădea cu răbdare, să primim și cele rele de la Dumnezeu se cade. Numele lui sfânt și mare, fie împodobit de slavă, aleluia, că el dă și bogăție și de vrea sărac te lasă. Satana tot nu cedase în fața lui Dumnezeu și a cerut ca să lovească cu durere în corpul său. Și priviți în suferință pe neprihănitul Iov, cum se scârpina cu ciobul, șezând pe cenușe jos. Dar în urma încercării, când Satan a fost învins, Iov a fost omul prin care Dumnezeu s-a proslăvit. Și a rămas în sulul cărții mărturie pentru toți. Când trecem prin încercare, să răbdăm și noi ca Iov. Ia și tu, iubite suflet, pe Iov pildă de răbdare și-ți va răsplăti stăpânul în ziua venirii sale. Oricare ți-ar fi suferința, tu nu te opri pe drum și te bucură la gândul că-i asemeni lui Iisus. În orice suferință, să zici în gândul tău, pe drumul suferinței s-a dus și Domnul meu. Că nu e suferință, oricât ar fi de mare, să poată fi pusă alături de slava viitoare. Amin.